Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 1, și vom citi de la versetele 5 până la versetul 17. Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, versetul 5 până la versetul 17. Versetele 16 și 17 le vom citi împreună. Dacă nu ai adus Biblia, duminica viitoare sau vineri seara sau sâmbătă, vă încurajăm să aveți și Sfânta Scriptură în mână ca să putem citi împreună din Scriptură. După citirea acestui text, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească și mintea și inima și să lucreze pentru slava Lui, pentru pocăința noastră, pentru întărirea credinței, pentru mântuirea multora și în sărbătorile acestea. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ilie Țundrea. Este într-o sonul 3 jos. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se rugă afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere și Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a pucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisaveta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Și citim împreună, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să pregătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Amin. Vom celebra împreună sărbătoarea nașterii Mântuitorului, o sărbătoare deosebit de importantă, pentru că acela pe care îl sărbătorim este Domnul și Mântuitorul nostru. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. În sensul acesta ne rugăm pentru familiile noastre, pentru cunoscuți și acele invitații pe care le-a pregătit biserica, însoțiți-le cu rugăciune pentru cei cărora le înaintați, în așa fel încât oamenii aceia să aibă dorința stârnită de Duhul lui Dumnezeu să se închine înaintea Domnului în sărbătoare într-un lăcaș de închinăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i atragă la El, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea îndrăzneală. Amin? Amin. De asemenea, pentru că este perioada aceasta deosebit de importantă în viața copiilor, e important pentru că așteaptă să primească ceva. Din partea Universității Emanuel, într-un proiect deosebit, de a ne adresa copiilor cu alt fel de povești. Sodomiții pregătesc desene animate, pregătesc filme, pregătesc cântece, pregătesc povești ca să invadeze sufletul și mintea copiilor noștri, ca să-i ducă în rătăcire. În sensul acesta ne rugăm pe de-o parte ca Dumnezeu să-i păzească pe copii. Pe de altă parte, ne rugăm să primească din partea noastră ceva care să îi îndrepte pe calea Domnului. Așa că din partea Universității Emanuel, două cărți de povești pentru copii. Povești care promovează valori biblice, trăsături de caracter frumoase și mai ales dragostea și respectul pentru familie, pentru frați, pentru surori, pentru părinți, pentru bunici. Ceva care să sădească în mintea lor lucruri deosebite. Toate aceste proiecte merg însă pentru un alt proiect al Universității Emanuel destinat copiilor care sunt bolnavi de cancer. Împreună cu Hospice Emanuel și împreună cu spitalele care tratează copii cu boli terminale sau cu alte dizabilități, avem un proiect în care profesori și studenți de la muzică, de la asistență socială, de la teologie, se duc să se ocupe de ei.
Și acestor copii le pregătim de asemenea și povești, și cântări, și învățăm că dincolo de boală, de suferință, după luni de zile de tratament cu toate durerile, există un Dumnezeu care le poartă de grijă. De aceea, când luați o carte și faceți un cadou, pregătim și acest proiect al universității pentru acest program de muzicoterapie. Deci tot ceea ce vine se duce la universitate pentru acest proiect și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii și pe cei care suferă. Este un proiect pe care Delia împreună cu Evelina l-au făcut și donează totul Universității Emanuel pentru acest proiect de muzicoterapie. Și acum, pentru că suntem în atmosfera familiei, vom avea un timp de rugăciune în seara aceasta. Ne vom inspira însă rugăciunile din ceea ce ne învață paragraful acesta din Biblie pe care l-am citit. Mai ales versetul 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă, ce să întoarcă? Inimile cui? Inimile părinților la copii. Dar poate să fie inima părintelui ruptă de copil și îndreptată în altă parte? E posibil ca inima unui părinte să nu fie îndreptată înspre copil și cele mai frumoase relații posibile să fie rupte? Să fie deteriorate? E posibil așa ceva? Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Isaia, la capitolul 49. Isaia 49, versetul 15, pune o întrebare sfâșietoare. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? E o întrebare pe care Dumnezeu o pune prin profetul Isaia. E posibil așa ceva? E posibil ca o femeie să uite de copilul pe care l-a alăptat și să nu-i mai pese, să nu aibă milă de rodul pântecelui ei, să nu-i pese că merge în iad? E posibil pentru o mamă să ajungă în halul acesta? Ca să întoarcă inimile părinților spre copii. Versetul acesta din Evanghelia după Luca este de fapt împlinirea unei profeții din cartea Maleahii. Întoarceți, vă rog, la cartea Maleahii. Este ultima carte a Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament, Maleahii, capitolul 4, versetele 5 și 6. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. E ultima carte a Vechiului Testament. Este scrisă de prorocul Maleahii cu 400 și vreo 30 de ani înainte de nașterea Domnului. Este scrisă după ce poporul Israel s-a întors din robia babiloniană, au rezidit templul, au reparat zidurile Ierusalimului și a trecut vreo 100 de ani. Și dacă atunci când s-au întors din Babilon, scrie psalmistul, ca niște râuri de la miază zi, parcă visam. Atunci gura mea era plină de cântări. După 100 de ani, poporul ajunge într-o stare spirituală atât de joasă, încât în cartea Maleahii poporul atinge culmea obrăzniciei, a tupeului în relația cu Dumnezeu. La tot ce afirmă Dumnezeu, ei contrazic. Tot ce afirmă Dumnezeu, poporul îl contrazice pe Dumnezeu. Dumnezeu le spune, vă iubesc. Ei spun, cum ne-a iubit?
Dumnezeu spune, mă furați. Cu ce te-am furat? Dumnezeu spune, mă necinstiți. Cu ce te-am necinstit? La tot ce le atrage atenția Dumnezeu că au păcătuit, îi întorc vorba înapoi lui Dumnezeu. Starea lor este atât de joasă, încât nu doar față de Dumnezeu sunt împietriți. Împietrirea aceasta le-a atins relațiile cele mai intime de pe pământ. Nu le mai pasă nici de copiii lor. Nu le mai pasă de nimic. Ajung într-o stare de împietrire în care Dumnezeu spune, singura șansă este să trimit un mesager care să întoarcă mersul acesta a lucrurilor. Pentru că altfel, spune Dumnezeu, nu rămâne altceva decât să lovesc țara cu blestem. Adică să vină blestemul lui Dumnezeu peste popor. Și atunci Dumnezeu face această profeție. Voi trimite pe robul meu, pe Ilie, va merge înaintea Domnului ca să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. S-a rătăcit inima părinților. S-a îndreptat inima părinților în altă parte decât la copiii lor. Dar spre ce s-a îndreptat? Ce poate să pună stăpânire pe inima unui părinte ca să nu-i mai pese de copil? Ce poate să pună mâna pe inima unei mame, să pună stăpânire, ca să uite copilul pe care l-a alăptat și să nu-i pese de viața lui și de veșnicia lui? Ne vom uita la trei lucruri în seara aceasta care au pus stăpânire pe inima lor și a dus-o în rătăcire. Mai întâi este necurăția sexuală și divorțul. Necurăția sexuală și divorțul. Întoarceți la Maleahii capitolul 2. Maleahii capitolul 2. De la versetul 10. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios. Și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, a spurcat ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde. Îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți altarul cu lacrimi, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la daruri de mâncare și nu mai poate primi din mâinile voastre nimic. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i mai ești credincios. Măcar că este tovarășa și nevasta cu care încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Și se referă la copii, sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. În vremea aceea, cei din Israel s-au uitat la practicile popoarelor păgâni, la necurăția păgânilor. Și dintr-o dată au abandonat, s-au îndepărtat de legământul sfânt de căsătorie și au început să intre în legături cu femei păgâne, cu bărbați păgâni. Și când au intrat în legătură, au intrat în această decădere morală. Nu le-a mai păsat nici de Dumnezeu, nu le-a mai păsat nici de familie. Nu le-a mai păsat de faptul că trebuiau să crească copii pentru slava lui Dumnezeu. Erau prinși în patimile lor, mânați de poftele păgâne. Frați și surori, când un bărbat căsătorit, tată, intră într-o relație de curvie, nu-i mai pasă de soție, nu-i mai pasă de copii.
Când o femeie măritată și mamă intră într-o asemenea relație, nu-i mai pasă de soț, nu-i mai pasă de copii. Am stat de vorbă în biroul de la biserică sau de la școală sau în altă parte. Cu bărbați și femei căsătoriți cu copii în prag de divorț datorită păcatului și am întrebat, nu vă pasă de copii? Știți ce mi-au răspuns? Și noi avem dreptul să fim fericiți. Fericire cu prețul de a călca pe sufletul copilului tău, de a rupe în două. Când păcatul acesta pune stăpânire, când păcatul acesta a pus stăpânire pe inimă, nu le mai pasă de nimic. Nu le mai pasă de soarta copiilor, de veșnicia copiilor. Și în timp ce ei umblă după plăceri păcătoase, umblă după lucruri stricate, diavolul umblă după sufletul copiilor lor. Diavolul umblă după copiilor ca să-i prindă și să-i nenorocească. Și noi spunem, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de familiile noastre. Trăim într-o vreme încât toată civilizația aceasta audiovizuală este îndreptată să stârnească poftele. Tot ce este imagine, tot ce vine, reclame și toate celelalte, filme și tot ce vreți, toate prezentatoarele și tot spectacolul acesta grotesc, este făcut să atragă și să atragă nelegiuire. Și ne rugăm să fie în familia fiecăruia dintre noi frica aceea de Dumnezeu, să spunem, Doamne, nu lăsa necurăția aceasta să pătrundă prin ochii noștri, prin urechile noastre, în inima noastră, ca să nu ne împietrim inima. Ai milă de noi, Doamne! Atunci când necurăția sexuală, în orice formă, de la pornografie și orice altă formă, la curvie și la toate spurcăciunile, când pun stăpânire pe mintea omului, nu-i mai pasă de copii, nu-i mai pasă de nimic, nu-i pasă nici de cer, nici de iad, este prins. Și Solomon spune în Proverbe, se duce ca boul la măcelărie. Se duce ca boul, nu mai este bărbatul, ci este boul. Ai milă, Doamne, de bărbații din bisericile noastre. Ai milă de copiii noștri. Ai milă de femeile din biserica noastră. Pentru că atunci când se întâmplă așa ceva, inima părinților nu mai este spre copii. Inima părinților este rătăcită pe drumul nelegiuirii. Al doilea lucru care pune stăpânire pe inima părinților și nu le mai pasă de copii este băutura și substanțele toxice. Întoarceți-vă la Cartea Proverbe, Cartea Proverbelor, la capitolul 23. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca o viperă. Ochii se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, nu mă mai doare. M-a bătut, nu mai simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Este descrierea stării în care ajunge un om stăpânit de substanțele acestea care iau mintea, de băutură și de droguri, de substanțele acestea care iau mintea și care distrug viața. Și când un om ajunge să fie prins în patima aceasta, nu-i mai pasă de nimic și de nimeni. Nu-i mai pasă de familie, nu-i mai pasă de copii, nu-i mai pasă de soție, nu-i mai pasă de viața lui, nu-i mai pasă de casă, nu-i mai pasă de nimic. Se duce pe un drum, într-o mocirlă din ce în ce mai murdară. Este prins și se anesteziază simțurile, gândirea. Și când spune aici, nu mai simt nimic. Nu mai simte durerea față de copii. Nu-i mai pasă de soarta copilor, ce fac la școală, unde se duc. Nu-i mai pasă dacă au ce mânca sau n-au ce mânca. Și în timp ce el umblă după băutură, în timp ce el umblă după aceste lucruri, sau ea umblă, diavolul umblă după copiii lor. Ei umblă după lucruri spurcate și diavolul umblă după sufletul copiilor lor. O, vezi, zice, dar nu sunt toți așa. Da, e adevărat că nu toți sunt așa și Amos ne spune în capitolul 6, versetele 4 și 5 și 6. Amos ne spune că la unii această patimă după băutură și după distracții păcătoase îmbracă forma unor întâlniri de lux, unor întâlniri în înalta societate, unor întâlniri cu oameni care se pretind elevați. Ascultați ce spune Amos.
Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternutele lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei. Se cred discusiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare lungi, se ungi cu cel mai bun unde lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Da, sunt în aceste petreceri. Au impresia că au ajuns în lumea mare, când de fapt sunt la gura iadului. Și în timp ce stau pe paturi de fildeș cu pahare lungi și în timp ce ascultă muzică și intră în delirul băuturii și a petrecerii, Biblia spune, nu le pasă de nenorocirea lui Iosif. Nu le pasă de nenorocirile care vin. O, Doamne, câte familii nu suferă din pricina acestor patim scârboase, din pricina acestor patim care au pus stăpânire pe inima bărbaților și a femeilor. Și noi spunem, Doamne, ai milă de familiile noastre. Ai milă de familiile care au bărbați alcooliști, tați alcooliști sau femei care sunt dedate la băutură, copii care sunt prinși de droguri. Ai milă, Doamne, și izbăvește. Dar nu le mai pasă. Inima părinților este anesteziată, este împietrită. Este împietrită de păcate, de necurăție sexuală, este împietrită de substanțe care iau mintea, droguri și băutură. Dar mai e ceva. Ne spune profetul Maleahi în capitolul 2 că au ajuns într-o dependență, într-un fel de alipire de lucrurile materiale. Au ajuns într-o dependență de lucrurile de pe pământ, uitând de cele veșnice. Maleahi, capitolul 3, versetele 8 la 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Au ajuns atât de lipiți de lucrurile materiale, încât nu i-au mai dat lui Dumnezeu nici partea lui. Era poporul legământului. Au încheiat legământ cu Dumnezeu și în legământul care l-au încheiat cu Dumnezeu, a zecea parte din tot ce aveau din venitul lor, se cuvenea să fie dată lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum sunt așa de lipiți de ele, încât nu-i mai dau lui Dumnezeu partea lor. Frați și surori, au ajuns să-L fure pe Dumnezeu. Și Biblia ne spune în Amos, capitolul 8, Amos, capitolul 8, versetele 5 la 7. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul, ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm, apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Sunt așa de prinși de lăcomia de lucruri materiale, încât se dedau la înșelătorie în tot ce este comerț. Să înșele pe oricine și oricum. Să vândă produse proaste în loc de produse bune. Să schimbe unitățile de măsură. Nu le mai pasă de demnitatea celor cărora le vând. Nu vi se pare că sună ca pe vremea noastră? Te duci să cumperi ceva și găsești altceva. Că toată lumea vrea să înșele, să se îmbogățească. Și datorită faptului că le este inima prinsă de lucrurile acestea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, și întoarceți, vă rog, la 1 Timotei, Apostolul Pavel ne spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite, vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Este rădăcina tuturor relelor. Când au ajuns să li se lipească inima de bani, nu mai au timp pentru Dumnezeu, nu mai au timp pentru familie. Frați și surori, când au ajuns să fie în dependența de bogățiile lumii acesteia, sunt prea obosiți să mai aibă timp de rugăciune. Sunt prea obosiți ca să citească Biblia. Sunt prea obosiți în ziua Domnului, trebuie să meargă să se odihnească.
că sunt prea obosiți. Când vin acasă, sunt prea obosiți să aibă timp de copii. Când vin acasă, sunt prea obosiți să întrebe cum a fost la școală astăzi, care sunt frământările. Sunt prea obosiți și nu mai au nervi. Sunt iritați și vor să scape de copii. Și sunt atât de obosiți încât ar face orice să scape de copii. O să ziceți, frate Paul, asta se întâmplă numai în lume. O, nu. Din păcate se întâmplă și în biserici. Știți că sunt oameni care nu vin la biserică dacă nu-i program cu copiii? Adică dacă nu-i pot duce undeva la grupă să scape de ei? Sunt oameni care nu vor să stea în biserică lângă copiii lor. S-ar duce oriunde numai să scape de copii. I-ar da oricui. Și în timp ce noi vrem să scăpăm de ei, diavolul aleargă după ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii care sunt aici. Ne uităm cu drag la ei și spunem, Dumnezeu să le păzească inima și mintea. Dar sunt oameni care se numesc pocăiți, ar face orice, se duc oriunde, la orice adunătură, numai să n-aibă copiii lângă ei. O, Doamne, pentru că sunt așa de obosiți, pentru că sunt așa de istoviți după lucrurile lumii acesteia. Și Biblia spune, așa a ajuns poporul în vremea aceea. Și Dumnezeu spune, dacă poporul acesta nu se îndreaptă, va trebui să lovesc țara cu blestem. Dar de ce au ajuns așa? De ce au ajuns așa? Datorită faptului că i-au întors spatele lui Dumnezeu. Datorită faptului că l-au necinstit pe Dumnezeu. Datorită faptului că nu le-a mai păsat de cuvântul lui Dumnezeu, de standardele lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu le-a mai păsat de Dumnezeu și că nu le-a mai păsat de Dumnezeu. Nu le-a mai păsat de nimeni și nimic. Și au ajuns robii poftelor, au ajuns robii rătăcirii și inima lor s-a rătăcit de la copii și s-a dus în altă parte. Și Dumnezeu spune, voi trimite pe cineva, voi trimite să întoarcă inima părinților la copii. Dar cum să o întoarcă? Cum să întoarcă inima părinților la copii? Și profeția este cu privire la Ioan Botezătorul. Și Biblia ne spune că atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a pregătit pe Ioan pentru lucrare. A venit Ioan în pustia Iudeii și a început să predice, să spună care a fost predica lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă înseamnă întoarceți-vă. Opriți-vă din rătăcirea voastră. Întoarceți-vă. Ioan Botezător a venit să spună, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ce se întâmplă pe pământ e cunoscut de Dumnezeu și vom sta înaintea lui Dumnezeu. Opriți-vă și întoarceți-vă. Întoarceți-vă de la păcatele voastre. Și Biblia ne spune că oamenii din Ierusalim și din toată Iudeia s-au dus să asculte predica lui Ioan. S-au dus să le asculte în pustie. Și predica aceea însoțită de puterea lui Dumnezeu le-a străpuns inima. Și își mărturiseau păcatele. Frați și surori, pocăință înseamnă să-mi recunosc păcatul și să mărturisesc păcatul și să mă întorc 180 de grade. Și când vine Duhul pocăinței, când vine cercetarea lui Dumnezeu, se întorc la Dumnezeu, inima de piatră devine inimă de carne și când se duc acasă, se uită la copii, se uită la familie, și înțeleg că este darul lui Dumnezeu, că este binecuvântarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu le-a dat copilașa aceea să-i crească pentru slava Lui, că Dumnezeu le-a dat copilașa aceea ca un dar care să le umple inima de bucurie aici și să investească în ei și să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Și mesajul acesta pocăinței a dat rezultatul vindecării inimii. Inima nu se vindecă cu tablete, nu se vindecă cu psihologi și psihiatri, inima se vindecă cu pocăința, amin. Va merge în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii. Cât de mult ne doare soarta copiilor noștri? Cât de mult ne doare soarta nepoților noștri? În timp ce noi putem sta nepăsători, diavolul este extrem de harnic după mintea și sufletul copiilor noștri, a nepoților noștri. Diavolul este pe urmele lor să-i înghită. Frați și surori, îi înghite de pe la 4-5 ani. De pe la 4-5 ani îi prinde în păcate.
De pe la 6-7 ani sunt prinși în patim. La 11-12 ani au viața ruinată. Vă spun ca unul care am consiliere cu ei. Doamne, trezește-ne! Doamne, ai milă de noi! În timp ce putem crede că e de ajuns că mă numesc pocăit de un fel sau altul, e de ajuns că mă duc din Paște în Crăciun la biserică și că Dumnezeu va face toate celelalte. Diavolul este pe urmele familiilor noastre ca să le distrugă. Este o mișcare mondială a sodomiților să distrugă familia și noi spunem, Doamne, trezește biserica. Va întoarce inima părinților spre copii. Și unui om în vârstă, care și-a dorit toată viața copil, îi spune la vârsta la care nu mai avea speranță că va avea, soția ta va rămâne însărcinată și îți va naște un fiu. El va fi pentru tine o pricină de mare bucurie. Îți dă Dumnezeu răspuns la rugăciune și copilul acela îți va aduce mare bucurie. Ai vrea să-ți aducă bucurie copiii tăi? Ai vrea să fie bucurie nepoții? Am vrea să ne fie bucurie tinerii bisericilor. Am vrea să fie țara aceasta cercetată de Duhul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ascultă și rugăciunea noastră. Vă invit să ne ridicăm și rugăciuni pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru bărbați, pentru femei, pentru familii atacate, pentru țară, pentru toate proiectele acestea demonice, să ne distrugă copiii, pentru nepăsarea noastră, pentru trezirea noastră. Venim în rugăciuni de cerere înaintea lui Dumnezeu, fraților din fiecare tronson, alegi un lucru pentru care strigi către Dumnezeu și mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.